Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou video. Înainte de a începe, nu uitați de butonul de like, de subscribe. Suntem aici la iepuraș. Vom face un video la iepuraș. Nu o să mai zic de acum încolo, apăsați butonul de like și de subscribe, să ajungem cât mai repede la nu știu ce abonați. Pentru că tocmai acum mi-am dat seama că când voi crește mai sus, adică de exemplu acum am 600, o să cresc la 700, când vă uitați la videoclipurile mai vechi, o să sună ciudat când am 700 de abonați, adică să ajungem cât mai repede la 600 de abonați, așa că nu o să mai zic de acum încolo să ajungem cât mai repede la nu știu cât se abonați. Suntem aici la iepurița asta. Afară este cald, soare, este bine astăzi, astăzi este marți, 5 aprilie. Jos avem iepuroiul, trebuie să-i fac curat, dar am zis ca să filmez înainte și după să-i fac curat. Bine, că asta face nevoile doar acolo, pe partea aceea, pe aici este curat. Iepuroiul ăsta face peste tot, trebuie să-i fac curat. A început căldura, bine, ieri a bătut vântul, astăzi este cald, mâine nu știu. Am să fac de acum încolo videoclipurile separat, nu o să mai fac amestecate, adică videoclipul la iepuri o să-l postrez pentru iepuri, unul la porumbei, adică așa, să nu fie toate grămadă, pentru că oricum nu cred că să uite nimeni la... Dacă filmez eu 20 de minute, mai bine așa, mai scurte videoclipurile de cam 10 minute. Și mai bine așa, mai scurte și mai multe decât mai lungi de 20 de minute, cum am mai făcut și nu prea se uită nimeni. Și o să încerc să postez și în fiecare zi. Da. Iepurița, i-am pus aici niște iarbă verde, a crescut iarba foarte mult. Aici am improvizat eu așa ceva să-i pun când e lucernă, să nu mai dea cu ea. Avem și aici, mai avem, asta era plină, am adunat-o de asta plină și încă o să mai adun, pentru că a crescut foarte mult iarba. Dacă a fost și ploaie, a dat și și căldură, a crescut. Ăștia au mâncat tot, trebuie să-i fac și lor curat, pentru că este mizerie foarte multă. Aici sus avem, astea cred că mai vi le-am arătat, pentru că le-am luat acolo de la Brutas, că i-am dat drumul și la aia în partea asta. Aici avem niște greu, a mai rămas, pentru că am cumpărat niște greu, să fac amestec la porumbei, mâncare. Și a mai rămas puțin aici. Bine, am mai pus în altceva, dar nu mai a avut în acel butoi loc. Cred că o să vi-l și arăt. Și am pus în această găletușă. S-a scumpit foarte mult și porumbul și grâul. Pe o dublă de grâu am dat 25 de lei. Deci s-a scumpit foarte mult. Da. Aici astea, le știți. Nu am ce să vă arăt. Așa. Aici cățelușul. Deci el, uitați-l. A început să meargă pe aici. Și au început căpușele. I-am adunat ieri cu, cred că ați văzut acum, cu penseta asta. I-am adunat căpușele. Avea de prin urechi. Cred că, uitați, mai sunt aici. Bine, că am mai aruncat și pe jos, le-am omorât și le-am aruncat, dar astea ce au rămas aici, foarte multe, le-am adunat de pe el, pentru că îl umpluse căpușele. Da, deci asta avem aici, în partea asta, la iepuri. Aia acolo, o să, cred că până la urmă m-am gândit foarte bine ce aș vrea să fac în continuare legat de iepuri.
știți că mai am în partea aceea, o să mergem imediat să vă arăt. Mai am 7 iepuri mai mari, de 4 luni au. Și din aia o să mai apărez doar unul. Am văzut că nu a fost nimeni interesat, i-am lăsat 2-3 luni pe internet. Vreo 2 luni are de când i-am pus pe internet, pe OLX. Și nu este interesat nimeni, mai mi-a dat vreo 3-4 mesaj, m-a și sunat și mi-a spus că vine să ia și după aia n-a mai venit, așa că mai bine renunț eu la iepuri, bine, nu de tot, nu la toți iepurii, și mai exact o să opresc de acolo unul și cu iepurița asta, deci asta, mică. Doar atât. Ăsta va dispărea. El al 6 de acolo, o să mergem imediat, va dispărea. Ăștia 8 de acolo, ăia mici, mai crește și va dispărea. Și e purai ca la fel. M-am hotărât să îi sacrific, adică nu eu, pentru că n-aș fi în stare, dar m-am hotărât mai bine și n-am ce să fac. Mănâncă foarte mult, foarte, foarte mult. Am cheltuit în ultimele luni, în ultimele două luni foarte mulți bani și nu fac nici nimic cu ei, adică nu știu, o să-mi cumpăr, dar pe viitor, nu acum, nu o să mai cumpăr acum nimic, o să mai am doar 2 iepuri, atât, din ăștia toți pe care i-am, doar 2 o să mai rămână. Și cam asta este, când pe viitor, nu știu, chiar când, după, nu știu, la anul sau peste 2 ani, nu știu, o să-mi cumpăr ceva frumos, doar așa, pentru mine, nu o să mai scot din ei, pentru că nu se vinde, nu... Dacă știam că vrea careva iepuraș, da, așa da. Dăteam la montă și na, când se făceau de 2 luni, 2-3 luni, îi dăteam. Dar așa nu mai vreau să fac în felul ăsta. Ăsta o să dispară, toți o să dispară, m-am hotărât foarte bine. Ăștia sunt porumbei pe aici, dar nu o să facem un video la porumbei, o să urmeze un videoclip la porumbei. După cum vedeți acolo la ușă, i-am pus ceva pentru că iese, nu știu, chiar nu știu, pe la ușă, dar nu știu pe unde, i-am pus niște dalea. Ieșise pe acolo. Am pus și lada aceasta ca să nu mai iasă pe aici, dacă iese să stea acolo. Da, ăștia sunt și mai sunt și în partea asta. Aici, băgați pe aici. Și din ăștia v-am și spus pe care îl opresc. Uitați pe nu ăla. Nu ăsta, nu știu unde este. Nu ăsta. Este unul cu, uitați-l. Ăla cu pigment. Ăla, doar ăla îl opresc. Restul pa, pa. Da, ăștia sunt și aici, iepurașii. Cam ăștia sunt. Nu vom face acum un videoclip la porumbei, va urma. Prima dată o să-l postez, cred că pe ăsta, da. Cred că pe ăsta, după aia la porumbei și după aia la, dacă mai filmez la ceva, o să filmez mai multe într-o zi, acum astăzi. Și pentru că n-am timp așa în mai multe zile să filmez câte unul pe zi și să-l și postez, așa filmez mai multe într-o zi și am pentru mai multe zile. Cam asta am avut de spus cu iepurașii. Bineînțeles că n-o să mai dau pe asta la montă. Am făcut o greșeală, că am dat-o de 2 ori, hai, o dată, așa, da, de 2 ori am făcut o mare prostie,
Bine, că eu n-am mai avut iepuri doar când am fost mic și atunci oricum nici nu știam, mai mult bunicul meu se ocupa de ei, nu mă pricepeam eu. Bine, ca zici, acum nu sunt un mare priceput, nu mă dau priceput, dar nu mai vreau eu să continui cu ei. Pentru că sunt prea mult și îmi cheltuie mai multă mâncare, mănâncă multă mâncare, cheltuie mai mulți bani cu ei și așa nu fac nici nimic cu ei. Mă înțelegeți? Nu fac nici nimic cu ei, cu atâția iepuri. Nu este ceva de rasă, nu este nimic. Și doar așa, pe la culme au fost așa, că îmi par simpatici și de-aia mai mult am luat, pentru că îmi par simpatici. Atât. Da, și cam atât cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați de butonașul de like, să adunăm cât mai multe like-uri, peste 50 de like-uri, știu că putem. Am adunat mai multe like-uri la videoclipurile anterioare, 70-80. Haideți să strângeți și la ăsta peste 50 de like-uri. Și dați-mi și voi idei în comentarii de videoclipuri, pentru că nu am idei așa ce să filmez, că așa aș filma, aș posta în fiecare zi, dar nu am ce să vă arăt, adică să vă arăt în fiecare zi iepuri sau nu știu, că nu am, dacă aș avea noutăți, vi aș arăta, dar n-am nimic să vă arăt așa cum stă ei, nu? Aici avem iepuraica asta. Da. Și cam atât. Noi ne vedem, bineînțeles, la următorul video. Pa!